uite că rămân prin zonă și am venit în zona mea aici un pic la umbră ca să nu mă pârlească soarele de tot, pentru că astăzi la rubrica de parenting, bă, ce-mi place când pregătesc așa momentul. RuxandraLuca.ro este blogul pe care vă invit să intrați, pentru că la fiecare vizită primesc și eu 10 lei. Astăzi vine cu o invitată pe care vreau să o mă prezinte chiar, Ruxandra. Sărut mâna. Cu cine ai venit astăzi? Ziua bună. Azi am venit, dragii mei, cu o mămică pe sufletul meu. Mă rog, toate mamele sunt pe sufletul meu, dar ea în mod special, Majda. Rumâna, bine Majda. V-am găsit. Bine venit. Bine v-am găsit. Pentru prima dată este foarte frumos la voi aici. Mulțumim, mulțumim. Să nu te obișnuiești că până vineri stăm aici doar. Vin și în partea cealaltă, nu-i problemă. Te așteptăm cu drag. Eu mai vin o dată, mai vin joi și atunci poate mai facem o vizită împreună. Vorbeam înainte de emisiune, noi două am stat 2 ani acasă cu puiuții noștri mici, eu cu Aris, Majda cu fetița ei. Jacqueline, exact. Asta e concediu de maternitate, nu? E, da. 2 ani. Mă rog, este un concediu. Concediu, mult spus concediu, da. Nu există concediu când ai copil mic. Serios acum. Este un timp pe care ni l-am permis și ni l-am asumat, că mai bine spus. Despre asta vorbeam, că e atât de important și pentru noi ca mame și pentru puiuții noștri să petrecem timpul ăsta cu ei acasă. Însă numai în măsura în care se poate. Adică e foarte important să poată și mama să nu o preseze întoarcerea la un loc de muncă și să și dorească asta. Pentru că înainte de toate, cred că nu e ceva ce-ți impui, e ceva ce-ți dorești. Poate să stai și tata acasă? Dacă îi permite la fel timpul și își dorește la fel de mult, cu siguranță poate. A, deci amândoi poate să-și ia timpul ăsta. Tații își pot lua, pe lângă faptul că sunt tați, sunt tați în România care își iau concediu de paternitate, adică mama revine la locul de muncă și tatăl e cel care stă acasă cu copilul, mai e treaba aia dacă faci cursurile astea de creșterea copilului, cursurile de parenting care se fac înainte să se nască omulețul, ai posibilitatea să stai acasă 2 săptămâni, dacă nu mă înșel. Ți se dă un certificat. Deci, practic, voi îi spuneți acum că eu dacă o să fac un copil, doamne Elena, mă las să stau acasă 2 ani, nu? Hai să vedem noi, da, întâi să faci tu copilul și mai vedem noi cine stă acasă. Majda, n-a fost cazul tău, pentru că tu ai stat acasă cu Jacqueline, tu ai fost și singură cu ea, practic ai crescut-o mai mult singură din ce știu eu, e adevărat, nu? Am crescut-o, bine, în primii 2 ani de zile a fost și tatăl ei alături de ea, este adevărat că în mare parte am crescut-o singură. Nu, neavând bunicii lângă ea și neavând eu ajutor, nu o bonă, nu nimic, dar mi-am dorit foarte mult acest lucru, pentru că mi-am dorit să o alăptez, mi-am dorit să petrec timp cu ea pentru sufletul meu și sufletul ei, pentru starea ei emoțională, să se dezvolte așa cum îmi doream eu, armonios. Da, pentru că citisem undeva că ai spus că este foarte greu să nu ai un copil, e mult mai greu să nu ai un copil decât să-l ai și să te ocupi de el. Da, pentru că știi care e faza? În momentul în care eu am avut-o pe Jacqueline, în momentul în care ea a venit în viața mea, eu am reușit să mă descoper foarte tare și odată cu ea am evoluat și eu. Și faptul că a venit Jacqueline în viața mea a reușit să facă din mine ceea ce mi-am dorit și anume o mamă. Mamă, ce frumos ai spus! Dar ai trecut și prin momente mai puțin fericite pentru voi două. Cum ai reușit să gestionezi treaba asta cu Jacqueline? Cu zâmbetul pe buze, ca de fiecare dată. Un divorț, se știe, nu e foarte ușor de trecut și mai ales atunci când ai copii. Nu este neapărat, da, nu este ușor, dar atunci când vezi lucrurile normal și le iei ca atare și le tratezi, ți-am zis, cu foarte multă asumare și îi dai copilului ceea ce trebuie, iar între noi doi există o relație de civilizație și este o relație foarte normală și amândoi ne facem treaba între tine și tatăl lui. Exact, Jacqueline. Și atunci copilul cred eu că crește destul de bine. Wow. Imagine ai adus, Ruxandra? Ce vedem? Imagine v-am adus astăzi. Ne depărtăm așa de zona asta de copilași alăptați. Trecem la copii puțin mai mari, începând cu vârsta de 3 ani. Un flash mob v-am adus. Părinți, copii. Wow. Părinți începând, copii începând de la vârsta de 3 ani. Părinți și bunici, toată lumea au dansat în mijlocul străzii, în deci București. Flash mob cu 3 generații. Flash mob de dans, exact, prin care vrem să încurajăm mișcarea în familie, pentru că asta e cuvântul familie.